Niciunde nu este ca acasă, mai ales de sărbători. Mesele întinse și bogate, preparatele culinare specifice sărbătorilor pascale îi face pe românii de peste graniță să se întoarcă acasă. Dorul de a petrece momente pline de emoții în sânul familiei îi face pe cei tineri să se întoarcă la origini, în timp ce bătrânilor care oricum au rămas singuri așteptând de mult ca nepoții sau copiii să le pășească pragul, de sărbători întotdeauna li se luminează chipurile. De dorul cozonacilor făcuți de bunica, mulți români s-au întors acasă de sărbători. Plecați de ani de zile în străinătate, dorul de casă pare să se accentueze în preajma sărbătorilor. Și în Mehedinți de Paște, granițele au fost pline, iar satele au fost pline de oameni. Familiile din nou au fost întregite, iar cei bătrâni au fost emoționați de revenirea acasă a copiilor sau a nepoților. Ați făcut pregătire, ați mâncat miel? Da. Da, ca de Paște toată lumea. Ce să facem? Copiii au venit la dumneavoastră? Da, au venit din Germania. Sunt acasă, da. Copiii pe la dumneavoastră? A venit, da, mi-a venit. A venit al de la Craiova. El mi-a adus de toate. Am unul în Deva și unul în Craiova și eu sunt singură acasă. Preparatele culinare, dar și dorul de familie îi face pe român să-și petreacă măcar sărbătorile alături de cei dragi. În străinătate nu este ca acasă, iar tradițiile îi cheamă pe mehedințeni la origini. Mirosul cozonacului, drobul, dar și alte preparate culinare îi face pe român să vină acasă. Au venit copiii pe la dumneavoastră? Da, am nepoți care stau cu ei. Au venit și de la Timișoara și au plecat înapoi. Început lucru. Ați făcut pregătiri? Am făcut, da. Plecați peste hotare pentru un trai mai bun de sărbători, cei mai mulți dintre români preferă să vină de fiecare dată acasă.